Deja de o bună vreme ne gândim la schimbul de ștafetă și bunul Dumnezeu văd că scoate oameni la vremea potrivită. M-aș lega de ultimul gând al lui Tavi și a sări de pe el la un fel de dare de seamă, cu bucurie. Până nu mi-am făcut gândurile mele roabe lui Hristos, Hristos îl am înaintea mea prin cuvântul lui. Asta este autoritatea căreia mă supun. Și singura autoritate a slujitorului este autoritatea căreia slujitorul s-a supus. Dragii mei, scaunele, pozițiile nu dau autoritate nimănui. Poți să ai școli, poți să ai diplome, respectul și autoritatea se câștigă. Și în Biserica lui Hristos există o singură autoritate, autoritatea celui care este capul bisericii. De aceea Pavel în Corinteni spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dacă Pavel ar fi umblat aiuria, da? Dacă el și-ar fi făcut voia firii lui pământești, n-ar fi avut absolut nicio autoritate asupra nimănui. Dar pentru că el era sub autoritatea lui Hristos, călca pe urmele lui Hristos, a avut curajul să cheme biserica pe urmele lui. Și cred că lucrul acesta ar trebui să-l învățăm noi ca părinți în primul rând. Să ne supunem autorității lui Hristos și vom avea autoritate asupra copiilor noștri. Țin minte un prieten care avea 4 băieți și 4 adolescenți într-o casă zbun de făcut o bombă atomică. Și ori de câte ori se întâmpla ceva, îi chema pe toți 4 la oaltă și a spus, duceți-vă și aduceți-mi cartea aia mare și neagră. Și avea o Biblia familiei și deschidea Biblia și punea degetul pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu el era autoritatea, deși era părinte, ci cuvântul lui Dumnezeu era autoritate în mijlocul familiei lui. Nu uitați, câte vreme calc pe urmele lui Hristos, pot chema pe alții pe urmele mele. Când eu sunt neglijent cu autoritatea lui Hristos, mi-am pierdut orice autoritate în fața copiilor mei, în fața semenilor mei, în fața tuturor. Observați, poți fi președinte de țară, poți fi prim-ministru, poți fi parlamentar, dar pentru că ți-ai pierdut verticalitatea, nimeni nu te respectă în niciun fel. Ai mijloace de coerciție, ai bâta dacă ești părinte, poți întoarce legile cum îți place dacă ești prim-ministru, dar nu poți avea autoritate. Autoritatea o ai când te-ai supus autorității, când ai intrat sub autoritate. Dacă cuvântul este autoritatea, vreau să vă spun că odată pe an ieșim de obicei câte 2 săptămâni, spate în spate, 2 săptămâni identice, afară de anul acesta. Filip a avut o operație, eu am fost plecat destul de mult și am limitat la 1 săptămână ieșirea noastră în cuvânt. Și cuvântul pe care l-am avut înaintea noastră a fost Cartea Iosua. Cartea Iosua. Când te uiți la Cartea Iosua, vezi că este un pisc imens care iese dintr-un hău, iese practic din groapa Deuteronomului, cade după aceea în groapa cărții judecători. Cu alte cuvinte, și în stânga și în dreapta este întuneric. Iosua este ceva absolut unic și excepțional. Și te întrebi, care să fie secretul biruinței lui Iosua? Dragii mei, dacă vă uitați la viața lui, era mereu pe linie cu Dumnezeu, nici la stânga, nici la dreapta, în momentul în care Dumnezeu îi vorbea, chema toți generalii și le poruncea sau le spunea porunca lui Dumnezeu și pornea înaintea lor la împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Și de aceea a reușit să scoată din groapa numerilor, unde o generație întreagă a fost îngropată în nisipurile pustiei, să scoată istoria și să o ridice pe o culme pe care n-a mai atins-o, cred că generații mai târziu. Din păcate, următoarea carte este Judecători și vedem că tot ce a realizat Iosua se risipește după o generație sau două. Se ridică o altă generație care nu cunoștea pe Dumnezeu, nici ce făcuse Dumnezeu în timpul vieții lui Iosua. Cu alte cuvinte, 2 întrebări ne-au călăuzit în toată săptămâna asta și aș trece cu dumneavoastră repede prin Cartea Judecători ca să vă împărtășim bucuria pe care ne-a dat-o Dumnezeu nouă. Duminica trecută v-am lăsat un comentariu, sigur n-ați avut timp să-l citiți. De aceea vă fac o recenzie acestui comentariu în adevărurile mari care caracterizează cartea.
În primele 9 versete avem promisiuni și așteptări. Nouă ne plac promisiunile lui Dumnezeu. Suntem reticenți să luăm în seamă așteptările lui, să călcăm pe urmele lui, fără să punem întrebări. Dragii mei, primul mare adevăr este că promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi separate de așteptările lui. Binecuvântările lui nu pot fi separate de blesteme. Amândouă trebuie să le privești împreună, dacă vrei să te bucuri. Intrăm în moștenirea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu în mod condiționat. Suntem condiționați în timp, Dumnezeu ne-a dat doar ziua de astăzi, în spațiu, n-avem totul deodată, trebuie să cucerim fiecare cetate, pas cu pas, cum a făcut-o Iosua. Și în mod special, suntem condiționați de ascultarea noastră de Dumnezeu. Nu spune Petru, dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Dați-vă și voi toate silințele. Chiar dacă partea lui Dumnezeu este uriașă, harul lui Dumnezeu, am și eu bucățica mea și Dumnezeu mă așteaptă să împlinesc bucățica mea, să fiu credincios în bucățica mea. Dragii mei, nu mă voi compara niciodată cu El. Ce face El, nu pot face eu. Dar ce am eu de făcut, nu face El. Și de aceea, dați-vă și voi toate silințele. Dacă sunt promisiuni și trebuie să cucerim o țară care stă înaintea noastră și țara, dragii mei, și dușmanii noștri sunt exact faptele firii pământești pe care Pavel a încercat să le evite. Citiți, vă rog, capitolul 5. Firea se luptă împotriva Duhului, Duhul împotriva firii. Există faptele firii pământești și este roada Duhului. Moștenirea mea este roada Duhului, să devină asemenea chipului Fiului Său, El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Asta este împărăția la care ne cheamă Dumnezeu. Și aici pe pământ avem doar o arvună, doar o degustare. Imaginați-vă să trăiești în prezența lui Dumnezeu o veșnicie. Nu unor îngeri a supus e lumea viitoare despre care vorbim, nouă ne-a supus-o. Din păcate, noi am vândut moștenirea noastră și acum prin Hristos și Duhul Sfânt trebuie să o recucerim pas cu pas. Dar promisiunile și puterile lui Dumnezeu sunt activate doar de ascultarea credinței noastre. Veniți cu mine până în fața Iordanului. Porunca era clară. Când talpa piciorului vostru va atinge luciul apei, Iordanul se va despica. Preoții au mers prin credință, au călcat în Iordan. Dragii mei, nu talpa picioarelor lor, ploscăitul tălpilor a despărțit Iordanul, după cum nu toiagul lui Moise a despărțit Marea Roșie, ci actul credinței lor, ascultarea credinței lor. Și Pavel, care le scrie și corintenilor, nu spune în roman că este trimis să aducă la ascultarea credinței pe toți oamenii. Nu uitați, există credință drăcească, credință zadarnică, credință nemântuitoare. Numai o credință pusă în negoț este o credință mântuitoare. Și numai o astfel de ascultare a credinței activează puterea lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Când Iordanul a fost despicat, 12 vlăjgani au luat 12 bolovani, au pus pe umeri să-i cale dincolo după porunca Domnului, să ridice un stâlp de aducere aminte la Gilgal. Oare de ce este necesar ca din când în când să facem lucrul acesta? Dragii mei, comemorarea faptelor lui Dumnezeu este vitală pentru păstarea credinței noastre. Dacă citiți Cartea Judecător, spune că la un moment dat s-a ridicat o altă generație care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse Domnul. Oare de ce? Cine să fie vinovați de lucrul acesta? Nu cumva părinții lor? Nu părinții au obligația să facă copiilor lor parte din experiențele lor, din atingerile lui Dumnezeu în viața lor? Dragii mei, nu părintele ar fi trebuit să-și ia copilul, să facă cu el o călătorie până la Gilgal, pe muntele Ebal, la Sihem, sub stejar, să pună pruncul mâna pe piatră și să stea să povestească cu el? Când vă vor întreba, nu dacă vă vor întreba copiii voștri, ci când vă vor, de ce nu v-au întrebat copiii voștri? Păi nu le-am dat ocazia niciodată, am alergat după năluci, n-am avut vreme de Dumnezeu. Dacă copiii tăi nu știu istoria ta, dacă nu le vorbești despre intervenția lui Dumnezeu în viața ta, dragii mei, nu te mira că după tine copiii tăi o vor lua razna. Asta s-a întâmplat în Israel. Comemorarea faptelor lui Dumnezeu este vitală pentru păstarea credinței și credincioșiei noastre. Înainte de a pleca, am avut cu noi și pe Liviu Mocanu și lui a venit o idee. A fost vreo 150 de oameni și ne-am dus sână are acolo la Valea Drăganului, o grămadă de pietre de granit.
S-a dus și au ales împreună vreo 150 de pietre de granit ca să fie plate și să aibă un contur oarecare. Și într-o zi, împreună cu un alt artist, noi a trebuit să scriem pe hârtie un cuvânt care să ne aducă aminte de o intervenție a lui Dumnezeu în viața noastră. Am stat și m-am frământat și eu cu viața mea, să-mi aduc aminte de intervențiile lui Dumnezeu. Și când mi-a venit cuvântul, l-am pus pe hârtie, un cuvânt care să fie cârligul care te duce înapoi la piatra de aducere aminte, la momentul acela în care Dumnezeu a intervenit în viața ta. Înainte de plecare, a rămas în urma noastră un stâlp de 2 metri și jumătate, făcut din toate aceste pietre, și pe toate pietrele sunt încrustate cuvinte. Și cuvintele acelea vorbesc despre evenimente, despre intervenții ale lui Dumnezeu în viața a 150 de oameni. Erau băieții care erau angajați la sână să pună în betonieră și să pe groapa să turnăm fundația, pentru că trebuie făcută ca să rămână pentru următorii 50 de ani, dacă va mai dăinui istoria. Și interesant, unul dintre cei care lopătau nisipul a zis: am vorbit cu nevastă mea, i-am spus ce facem. Și au zis: nu cumva să nu pui și numele copiilor noștri acolo. Mi s-a părut interesant să-ți sapi undeva un moment din viața ta la care să te poți întoarce, să te poți întoarce la el. Dragii mei, o piatră de aducere a minte nu este ceea ce ți se întâmplă, ci ce spune Scriptura despre ceea ce se întâmplă. Nu acțiunile lui Dumnezeu, ci comentariile lui Dumnezeu cu privire la aceste fapte ale mântuirii le avem în Scriptură. Când te așezi în fața Scripturii și o răsfoiești, pe fiecare pagină ai o piatră de aducere a minte. Ai ceva prin care Dumnezeu a plămădit mântuirea ta, eliberarea ta, nașterea ta din nou, ți-a pregătit veșnicia. Ce incredibil lucru! Dragii mei, strângeți-vă pietre de aducere a minte, aduceți-le în lumina Scripturii, împărtășiți-le cu copiii voștri. Dacă ne-am mutat mai departe, după ce au trecut Iordanul, s-au tăiat împrejur, s-au sărbătorit Paștele. Până la vindecare, Iosua s-a dus să inspecteze terenul. În față aveau poarta cetății, aveau, dacă vreți, poarta Canaanului, cetatea Ierihon, foarte bine întărită, cu vreo 3 rânduri de ziduri de apărare. Și când se afla sub ziduri, vede un om cu sabia scoasă, era pustiu, porții erau închise, nici nu știe de unde a apărut. Și merge spre el, scoate sabia și îl întreabă: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Răspunsul este frapant: nu! Cum adică nu? Nu ești cu noi sau nu ești împotriva noastră? Nu! Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Cu alte cuvinte, eu nu sunt nici cu voi, nici împotriva voastră, eu sunt cu Domnul. Dacă se întâmplă să fiți cu Domnul, lupt cu voi și pentru voi. Dacă se întâmplă să fiți împotriva Domnului, lupt împotriva voastră. Și Iosua cade în genunchi sau la picioarele lui și treabă: ce poruncește Domnul? Iosua ar fi întrebat: care-i strategia cucerii Ierihonului? Știți ce a spus căpetenia oștirii? Descalță-te, terenul pe care stai este sfânt. Ca Moise înaintea rugului aprins. Dragii mei, singura strategie spre biruință este subordonarea totală lui Dumnezeu. Să recunoști domnia lui, să te descalzi, să-ți iei urechea, să-ți opui pe lemnul ușii, să-ți o lași perforată, să te dai Domnului de bunăvoie, să nu te apasi nici la stânga, nici la dreapta. În capitolul 9, după ce cade Ierihonul și Aiul, tot Canaanul se coalizează împotriva lui Iosua. O forță uriașă pentru pedestrașii lui Iosua. N-aveau avioane, tancuri, n-aveau nici măcar care de luptă, n-aveau nici cai. Unii aveau săbii, ceilalți și păpuci, ăilalți erau desculți. Cum să biruiești o astfel de armată? 3 cetăți vin cu șiretnic la Iosua și spun: noi suntem de departe, ni s-au învechit hainele, burdufurile ni s-au spart, pâinea ni s-a mucegăit, era caldă când am luat-o și am auzit cât de mare e Domnul Dumnezeul vostru și ce ați făcut cetăților din jur. Nu vreți să intrați în legământ cu noi, vă rugăm, suntem robii voștri. Tot poporul, prin căpetenii, jură pe numele Domnului și fac legământ cu gabaoniții ca să afle 3 zile mai târziu că sunt vecinii lor. Dragii mei, atunci când ai făcut o promisiune în numele Domnului, trebuie să o onorezi chiar și în paguba ta. Aici nu e vorba de pierderile mele sau de câștigurile mele, e vorba de numele Domnului. Iar dacă te numești creștin, cred că orice promisiune e făcută în numele Domnului.
Pentru că Scriptura spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava Domnului. Interesant este că atunci când îl cinstești pe Domnul, chiar și în greșelile tale, era o greșeală, n-au întrebat pe Domnul. Domnul este de partea ta, nu împotriva ta. Și folosește acest lucru ca să rupă coaliția militară în două, Iosua bate pe cei din sud, apoi bate pe cei din nord și practic stăpânește țara înainte să o fi cucerit. Ascultați ce spune Eclesiastul, dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Repet, dacă ți-ai lipit inima de Domnul, numele de Domnul, dacă ai făcut legământ cu Domnul, juruințele tale sunt, îl implică și pe El. Când vii la altar cu mireasa ta și spui până la moarte, bagă bine de seamă, nu cu un om vei lupta, ci cu Dumnezeu cât îți calci jurământul. Altfel nu veni aici. N-ai ce căuta aici. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Dacă ne mutăm în capitolul 10 la 12, încep războaiele, coaliția de sud și nord, și vedem cum Dumnezeu luptă pentru Israel. Am uitat să vă spun că atunci când Iosua prin Acan a păcătuit împotriva Domnului, Domnul însuși a luptat împotriva lor. Aiul i-a măcerărit 36 de oameni. Iosua a căzut cu fața la pământ. Nici n-a mai știut ce să facă. Până când Dumnezeu a spus, scoateți lucrurile date spre nimicire din mijlocul vostru. Dar când inima este curățită, viața este curățită, familia, biserica este curățită și când Dumnezeu este pentru noi, spuneți-mi, cine va putea fi împotriva noastră? Eu cu Dumnezeu sunt mai tare decât toți vrășmașii mei. Nu din pricina mea, ci din pricina Lui. Și asta a fost provocarea pe care, la care a chemat Dumnezeu pe Israel. Atenție însă! Ajutorul căpetenii oștirii Domnului este doar pentru aceia care sunt de partea Domnului. Nu poți avea păcatul în sân să zici că ești de partea Domnului. Poți fi baptist, poți fi ortodox, poți fi penticostal, poți fi ce vrei tu, dar nu ești al Domnului. Al Domnului ești când aduni împreună cu Hristos și nu ești al Lui când împrăștii și ceea ce a adunat Hristos prin ascultarea ta. Nu spune Pavel în Roman, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună, chiar și greșelile mele când mă pocăiesc de el. Dumnezeu știe să le întoarcă spre binele care l-a gândit pentru mine, spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, adică ascultă de poruncile lui, spre binele celor ce sunt chemați după planul lui. Cartea Iosua se împarte în două. Primele 12 capitole cu povestea lui Acan împreună sunt practic biruințele lui Dumnezeu pentru Iosua și prin Iosua. Dar din capitolul 13 începe altceva. Și titlul pe care l-am dat și adevărul lângă care am stat sună cam așa. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat? Dospește toată plămădeala? Uitați-vă la imaginea din fața voastră. Până în capitolul 12 este biruință. Din capitolul 13 începe lenevirea, oboseala, compromisul. Aproape bine, nu chiar bine. Acum Dumnezeu e bun și îngăduitor. Știe că am obosit 7 ani de război, nu a fost destul, ni s-a umplut paharul. Și am cucerit țara pentru noi și nouă ne este bine și așa, în loc să fi cucerit țara pentru Domnul. Până la ultima iotă, să fi împlinit porunca Lui. Și din pricina aceasta, dragii mei, aici în zona aceasta se seamănă toate semințele care vor aduce în generația copiilor lor dezastrul din judecători. Dezastrul din judecători. Când există neputință, Dumnezeu vine în ajutorul tău. Dar când neputința se transformă în nevoință, Dumnezeu se întoarce împotriva ta. Copiii lui Israel au fost destul de tari. Când au fost destul de tari, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. Mai ales că au știut că din neascultarea lor mai scot și un folos material. De ce să izgonească? Erau sătui de război, primeau și un bir pe deasupra, se împăcau bine cu ei că n-aveau nicio treabă până la o vreme. Dar această neascultare, dragii mei, această indolență, lenevire, compromis, i-a costat o istorie întreagă, până în ziua de astăzi, suferă din pricina ei. Dacă vrem să păstrăm moștenirea noastră, trebuie să alergăm în cetatea de scăpare, care este Hristos, capul și trupul biserica Lui. Dragii mei, când Dumnezeu ne naște din nou prin Duhul Sfânt, pune în noi foamea după cuvânt,
sabia Duhului și foamea după fați, comunitatea Duhului. Aici este locul din care dacă unul cade, ne ridicăm unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade. În capitolul 22, războaiele sunt terminate, două seminții jumătate se întorc spre casă înainte de a trece Iordanul, ridică un altar care izbește privirile în mărimea lui. Când aude poporul, trimite pe Fineas și 10 din căpetenilor știrii să vadă ce s-a întâmplat. Dragii mei, cred că capitolul acesta, care pare absolut neînsemnat în Iosua, este cheia generației care urmează. Acest Fineas, care în câmpia Moabului a avut curajul să ridice și ea sulița, să o înfigă în pântecele celor care au necinstit pe Domnul în fața întregii adunări. Și Domnul încheie cu el un legământ. Acest Fineas, după moartea lui Iosua, a vegheat ca orice lăstar de amărăciune să fie tăiat imediat. Ca să păstrezi moștenirea, trebuie să te ferești de orice se pare rău. Nu aștepta până când cancerul ajunge la metastază, zice, da, am cancer. Orice se pare rău, în domeniul spiritual, lucrurile trebuie să rezolvate imediat, pentru că ele scapă de sub control. Și al penultimul capitol, Iosua îi adună pe toți la Silo și le spune, dacă vreți moștenirea, alipiți-vă de Domnul, nu de neamuri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu uitați, trăim pe terenurile minate ale păcatului. Domnul Iisus a rugat, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Nu poți umbla cu nebăgare de seamă. Nu poți, dragul meu, să faci ce a făcut corintenii. Ai, bine și așa. Nu. Trăind pe terenurile minate ale păcatului, trebuie să fim păziți de Dumnezeu. Și știți cum ne păzește El? Sfințindu-ne prin adevărul Său, cuvântul Său este adevărul, supunându-ne autorității cuvântului lui Dumnezeu. Și cu asta întorc și ultima pagină din Numeri, ultimul capitol, capitolul 24. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Azi dimineață primesc un mail și l-am citit repede. Mulțumesc frumos, îmi scria persoana respectivă. Mulțumesc frumos, efectiv, cel prea înalt mi-a făcut parte de odihnă. A despicat stânga și apoi m-a invitat să beau din apa care a ieșit din ea. Mi-am stâmpărat setea. Duhul îmi este întremat și sunt înviorat. Izvorul în care am băut, am îndrăzit să-l numesc nu doar izvorul celui ce strigă, s-a izvorul celui viu care aude și vede, ci izvorul celui viu care m-a auzit și m-a văzut și care mi-a dăruit în îndurarea lui ceea ce acum simt că îmi dă putere să merg înainte. Dragii mei, am avut primirea Domnului o săptămână foarte bună. Nu mi s-a întâmplat niciodată să simt o săptămână de scurtă. Vin după o oboseală destul de lungă și m-am dus obosit acolo, dar a trecut săptămâna ca un vis. Două lucruri am lăsat în urma noastră. În primul rând, la intrare în Valea Drăganului, puteți să mergeți pe acolo să vedeți, stâlpul acesta de vreo 50 de centimetri, înalt de 2 metri jumate din pietre de granit. Pe fiecare piatră este un cuvânt. Fiecare cuvânt vorbește despre o experiență, o intervenție a lui Dumnezeu în viața cuiva. Au fost peste 150 de oameni din toată țara, din străinătatea. Dar la cina Domnului joi seara, și mulțumesc lui Petrică că a venit să te aducă cina până acolo, fiecare am primit o carte poștală, o carte poștală cu o imagine care a fost între noi toate zilele respective. Și pe cartea aceea poștală am scris fiecare cu mâna noastră o promisiune pe care am făcut-o lui Dumnezeu în urma acestei săptămâni. Și când am venit să le luăm pâinea și vinul, am luat cartea poștală și am pus-o acolo, erau cele 10 degete ale lui Dumnezeu care formeau căușul palmei lui, decalogul. În interior ești în ascultare de Dumnezeu, în exterior ești în neascultare de El. Și am pus acolo, în mijloc era crucea Domnului Iisus, și am pus acolo fiecare carte poștală. Anca Mariș le-a strâns și poate peste o săptămână, două, pentru că fiecare și-a adresat cartea poștală Sieș. Beniamin fără gău, strada Piersicului, numărul, codul poștal. Și am scris și eu un cuvânt. Fiecare și-a adresat cartea și postală Sieș. Tot știm
Când ești pe muntele schimbării, la față ai face trei colibi și ai sta acolo împreună cu Domnul în cuvânt. Dar cum ai coborât în vale, țineți minte istoria, te ia iureșul vieții, problemele, uiți de absolut totul. Când ai uitat absolut de totul, primești pe poștă cartea poștală și îți vezi semnătura și promisiunea pe care ai făcut-o Domnului. La cină suntem obișnuiți de cele mai multe ori să privim la cruce, să ne lamentăm uneori, să ne bucurăm de jertfa Domnului Iisus Hristos, dragii mei, și nu vom putea niciodată să mulțumim pentru ceea ce ne-a făcut El. Dar cred că la cină trebuie să mai întâmple ceva. Fiecare în schimbul pâinii și a vinului ar trebui să punem cartea aceea poștală pe care Duhul Sfânt ne-o trimite înapoi în bătătură în fiecare zi, în fiecare ceas, să ne aducă aminte de promisiunile pe care le-am făcut când am intrat cu El în legământ. Dragii mei, Scriptura spune că noi nu suntem ai noștri, am fost cumpărați cu un preț. Fie că murim, fie că trăim, suntem ai Domnului. Și dacă sunt al Domnului, nu El luptă pentru mine, eu lupt pentru El. Și când lupt pentru El, El luptă împreună cu mine și pentru mine. Și împreună câștigăm bătălia. Și de aceea o mână întinsă în blid este o promisiune pe care o faci Domnului. Promisiunea, cel puțin, ca promisiunea lui Iosua. Am plecat de acolo, ridicând mâna spre cer și rostind împreună cât despre, cum îi temi? Cum e? Cât despre cine? Despre tine și? Casa mea. Încă nu e foarte mare, dar o Domnul se lărgească. Dar cât despre tine și casa, cât despre mine și casa mea, vom sluji Domnului. Dragii mei, asta trebuie să se întâmple de fiecare dată când ne apropiem de cină. Să știți că Dumnezeu nu ne-a lăsat pietre de aducere aminte pe Gilgal, pe Ebal, la Sihem, ca să faci călătorii împreună cu valii Dan peste tot. Cu toate că fiecare copac, fiecare piatră, fiecare floare, fiecare munte este o piatră de aducere aminte legată de atotputernicia Creatorului. Dar când e vorba de sufletul nostru, pe masa ta, în bucătăria ta, acolo sunt pietrele de aducere aminte. Uneori ne adunăm la oaltă, ca în ziua de astăzi, și facem lucrul acesta. Ascultați-l pe Pavel. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre aducere aminte, spre pomenirea mea. Singurul stâlp de aducere aminte pentru sufletul nostru este ceea ce facem astăzi. Ceea ce fiecare preot în casa lui ar trebui să facă împreună cu familia lui. Așa cum o făcea biserica primară. Versetul 25. Tot astfel după cină a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre aducere aminte, spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vă aduceți aminte de moartea Domnului până va veni El. Dragii mei, aș lăsa între noi un adevăr din săptămâna asta, din cartea Iosua. Comemorarea faptelor lui Dumnezeu, faptelor mântuirii lui Dumnezeu, este vitală pentru păstrarea credinței noastre. Pentru păstrarea credinței noastre. Corintenii veneau la cină să se facă mai răi, nu mai buni. Râcă între ei, păcate între ei, dispreț între ei. Ascultați ce se întâmplă când te joci cu stâlpii de aducere aminte. Așa cum a făcut-o Israel, dragii mei, și pruncilor au luat o razna. Pruncilor n-au mai cunoscut pe Domnul. S-au închinat Baalilor și Astartei. Și au fost sute de ani de chin ca Dumnezeu să-i aducă înapoi. Când citești cartea Judecător, parcă ai fi pe o altă lume, nu poporul care a trăit în prezența lui Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că au luat cu ușurință stâlpii de aducere aminte. Au neglijat. Au avut case de zidit, vii de așezat, câmpie. Ah, mult de lucru. Mult de lucru. Ca în zilele noastre. Ascultați versetul 29. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu știe de ce să-și aducă aminte. Dacă nu deosebește
trupul Domnului și trupul Domnului. Trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Din pricina aceasta, după Iosua vine judecătorii. Din pricina aceasta. Pentru că nu mai avem timp și nu mai avem energie să dăm semnificația cuvenită stâlpului de aducere aminte pe care Dumnezeu l-a lăsat între noi. Și Pavel încheie, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dragii mei, ne apropiem de masa Domnului și nu uitați, dacă asta n-ar fi, adică adevărul pe care, de care ne aducem aminte, noi n-am fi. Nădejde n-ar fi, împărăție n-ar fi, moștenire n-ar fi, nimic n-ar fi, biserică n-ar fi. Cum să nu stăm să mulțumim lui Dumnezeu? Dar nu cred că e de ajuns. Cum să nu stăm să-i spunem, Doamne, aș vrea să răspund cu credincioșie la credincioșia Ta. Ajută necredinței mele. Amin. Veniți să ne ridicăm.